pentru că ăștia-s copiii. Cum adică copil, i-o da măsa 5 lei, să duce și cumpăr o pungă de cițuri și gata să împartă cu alți 9. Care dintre voi faceți așa? În ziua de salar. Să-ți împart salarul. Ai prins un pont tare în Anglia. Îți vin 5.000 pe lună. Care dintre voi zice, mă, îți dispus să renunț la ăștia 5.000 și să-i înjumătățesc la 2.500, numai să-l bag pe un prieten de-a meu aici. Să se bucure și el de 2.500. Știți cine face lucrul ăsta? Un copilaș. Pentru că un copilaș, el are simțul banului. El nu știe cât e 10 lei. El 10 lei îi transformă în chipsuri și în cola. El nu se gândește, mă duc să-i pun deoparte, că mai îmi dă mama 10, mai pun deoparte, mai îmi dă unchiul 10, mai pun deoparte și după o să-mi iau un training. Cât am? 20 de lei. 20 de lei? 4 pungi de chipsuri. Și un suc. Așa calculează copiii. Ei nu pun accent pe bani, cum punem noi. Vedeți cum punem noi? Cum ne leagă dracul cu banii ăștia? Că nu mai suntem în stare să împărțim cu nimeni nimic. Ai mai mult decât ai putea duce vreodată. Și nu ești în stare să par un ambuzonar să împarți cu cineva. Nimic. Nimic. De ce? Pentru că tu nu ești copilaș. Tu ești matur. Dar Iisus a zis, nu eu, dacă nu vă veți face ca niște copilaș, cu niciun chip. Pentru că așa-s copiii. A zis Iisus o pildă foarte interesantă. A zis așa. Într-o localitate era un patron. Și patronul ăsta avea foarte mulți bani. Și ca orice patron, deci orice patron, are o mână dreaptă. Are pe unul pe care se bazează. Și a zis Iisus, ăla pe care se baza patronul, ăla a avut niște scurgeri de fonduri. Niște bani nu ieșau. Și au venit alții și l-au părât. Și au zis, vezi că ăsta cam face niște șmecherii. Și atunci patronul l-a chemat la raport și a zis, fii atent aici. Calculează-ți toată balanța, calculează-ți toți banii, calculează-ți toate afacerile, că mâine vreau să stăm de vorbă și să dai socoteală de fiecare leu. Am aflat niște chestii și vreau să văd dacă sunt adevărate sau nu. Și știți ce a făcut omul ăla? În seara aia, i-a sunat pe toți datornicii patronului, pe toți. Alo, Florine? Da, mă, eu sunt. Da, pe toți aveau numărul, dai să mă... Oh, să trăiești! Să trăiești, șefule! Care e problema? Mă, vreau să vii până la birou la mine la 8 astăzi. Păi numai că de ce? Vin, gata! Costel, da, la 8:30 vreau să vii la birou la mine. Gata, nu se pune problema. Marius, da, la 9 vreau să vii la birou. Din jumătate în jumătate de oră și-o stabilită sta ședință cu toți datornicii. Și-o intrat rând pe rând la ora 8. O ajuns. Da, m-a schemat. Stai jos. Mă, tu câți bani îi datorezi la șef? Păi, mie mi-apare în caiet 100.000 de euro. Exact cum vă apare și dumneavoastră, 100.000. Și zice ăsta, așa e. Nu, fii atent ce o să fac eu acum. Și ia pixul și se îndreaptă spre caiet și mâzgălește pe 100.000. Și trece 30.000. Și zice ăsta, dar ce-ați făcut? Mă, fii atent. Ia caietul tău, rupe foaia aia și scrie 30.000 și semnez eu. Păi da, dar se vede că-i mâzgălit. Păi se vede că-i mâzgălit, dar nu știe ce-i sub mâzgăleala aia. Patronul nu știe. Patronul citește doar ce vede, ce se înțelege. Dacă la tine scrie 30, la mine 30, tu-i dai 30. Păi bun, și mă ierzi 70.000 de euro? Da, mă, du-te acasă. Rămâne așa. Doamne ferește! Și se duce la casă uitându-se extraordinar. Bă, dar ce mi s-a întâmplat mie astăzi? La 8:30 e Marius. Da. Tu cât trebuie să dai la șeful? 200.000. 200.000, a? Și cum îi dai? Greu. E greu. De-aia n-am împrumutat, că nu am. E greu. Ia fii atent, hai încoace. Taie pe ăsta 200.000. Păi cum? Tai, mă, peste 200.000. Trece 40.000. 40.000? Păi și unde să-și iau 160.000? Lasă-i așa. Așa are destui, lasă-i așa. Tu vorbești serios? Păi dacă-i trecut aici, mă, omule.
Ăsta e caietul lui patronul, ăsta patronul după ăsta vă va chema. Extraordinar. Și se duc acasă rând pe rând, iertați, iertați. Și zice Iisus, a doua zi, în fața patronului, știți cine vine? Vine mâna dreaptă. Și mâna dreaptă vine cu caietul. Și zice, ia să vedem ce datornici avem. Și citiți, oameni buni, în Luca 16, zice Biblia, patronul ia caietul și se uită. Și vede că e mâzgălit. Și nu se mai vede nimic sub mâzgăleală, vede că sunt niște corecturi. Și știți ce face patronul? Zice Biblia, se uită patronul aia și face, bă, bravo ție. Bă, ești mecher, bravo ție. M-ai făcut. Bravo ție. Nu o să mai recuperez, nu o să știu niciodată ce-i sub mâzgăleala aia. Bravo ție. Și a zis Iisus, l-a lăudat patronul pentru chestia aia ce-a făcut-o. Dar în același timp, știți ce-a făcut cu el? L-a dat afară. Dar ce s-a întâmplat în localitate când a auzit că ăsta e pe străzi? Când a auzit ăla care trebuia să dea 200 de mii înapoi și dintr-o dată a fost iertat de datorie, o mai trebuie să dea 40 de mii. Ia, zice, pe străzi? O și dus, o parca mașina în fața lui, urci la mine. Păi de ce urci la mine? Păi ce mi-ai făcut tu, omule? Nu face oricine. Anul ăsta cu dor la mine, mănânci la mine, gratis, tot. Când au auzit oamenii satului că ăsta doarme la ăla, s-a dus la el acasă. Mă, dar de ce l-ai luat tu? Lasă la mine, mă, anul ăsta e la mine. Bun, în 2022 ești la mine. O venit alalt, în 2023 ești la mine. În 2024 ești la mine. Și a zis Iisus, adevărat, adevărat vă spun. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Ce înseamnă asta? Să furi? Și să-ți faci prieteni? Nu. Nu la asta se referea Iisus. Iisus se referea la faptul că toți care mă ascultați aici, inclusiv eu care vă vorbesc, avem bogății. Și nu-i drept că le avem. Să mă ascultați bine. Nu-i drept că le avem. E mila lui Dumnezeu, nu-i dreptate. Că după dreptate ar trebui să fim toți săraci. Ar fi trebuit să fim lipiți pământului. Dar Dumnezeu și-a deschis mâna și ne-a binecuvântat din mila Lui. Că sunt aici persoane care nu știu scrie, dar când deschid sertarul, au bani mulți. Și sunt atâția care știu scrie și îți lua metrou cu o mână întinsă și zic, te rog, ajută-mă. Sunt aici o grămadă care a plecat în altă țară cu mâna în buzunar sau cu datorii și v-ați întors binecuvântați peste măsură. Nici nu v-ați putut măcar, n-ați avut curajul să vă gândiți că o să aveți atâția bani și o să aveți o casă cu etaj și o să aveți o mașină și copiii voștri o să poarte haine de firmă și o să aveți bani și o să aveți scutare și lucru. Nici nu v-ați putut măcar să îndrăzniți să vă gândiți și le aveți. De ce? E dreptatea asta, oameni buni. Când altul are două facultăți și nu are nimic, când alții sunt mult mai capabili ca tine și ca mine și n-au nimic, asta e dreptate? Nu, se numește mila lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dă celui care îi place. Așa că a zis Iisus, dacă voi aveți, nu-i drept să aveți, dar aveți pentru că vreau eu și eu sunt milos. Iar dacă voi aveți, faceți-vă prieteni cu bogățiile astea. Băgați mâna în buzunar, fiți ca niște copilași. Ajutați-vă unii pe alții. Binecuvântați-vă unii pe alții. Uitați-vă la copii. Dacă este un copil care în momentul are o pungă de cipsuri, o strânge și fuge cu ea, toți aia o să zică, ăsta nu-i prietenul nostru. Ăsta nu mai e prietenul nostru. De aceea a zis Iisus, faceți-vă prieteni! Deschideți punga! Deschideți binecuvântarea! Să vină oamenii să ia și să se ducă binecuvântându-vă, să zică, ăsta e prietenul meu! Faceți-vă prieteni, fiți copilași! Îmi plac copilași, sincer. De aceea Iisus i-a dus și a zis, faceți-vă ca ei! Fiți uniți, fiți darnici, cum îți ei. Eu am rămas așa când m-am uitat, când am văzut cum împarte, am zis, bă, extraordinar. Dar dacă sunt care, de exemplu, n-ar vrea să împart, știți ce fac copiii? Și aici trebuie să fim și noi iar ca niște copilași. Au un stil, așa știu să ceară până primesc. La copil, dacă ai loc, nu îți dau. Hai, nu știu că zice, nu, bine, gata, mâncă-i tu. Mă, dar te rog, dă-mi și mie, mă. Nu, dă-mi și mie. Dar ce ți-am făcut?
Păi iartă-mă pentru orice, dar dă-mi și mie. Și atâta stă copilul până primește. De aceea trebuie să ne facem ca niște copilași. Și la cerut, la rugăciuni. Să știm să cerem înaintea lui Dumnezeu până primim. Că noi foarte repede încheiem capitolul ăsta. Dar nu un copil. Uitați-vă la un copil când vine la voi. Mamă, tată, îmi dai 50 de lei. 50 de lei? Pentru ce trebuie 50 de lei? Îmi trebuie să mă duc și eu cu copiii să-mi cumpăr ceva. Bă, lasă-mă, mă, 50 de lei. Du-te și joacă-te în curte. Și vine iară după 10 minute. Hai tu, mamă, nu-mi dai 50 de lei. Lasă-mă, copile, ți-am zis că nu-ți dau. Du-te în curte. Și-l vezi în curte că e cu minge și știi cum să joacă copilul cu mingea? Că el normal că e fericit. Păi fuge, cade, se ridică. Și iară vine. Mamă, mă, sper că nu se ceară de bani. Ba, te rog, dă-mi cinci. Lasă-mă, mă, nu să niciun bani. Du-te afară. Și se duce afară și te uiți pe geam și-l vezi. Și încet, încet, încep să te macini. Stai, mă, să văd câți bani am la mine. Dar tu ai zis că nu-i dai. Stai să văd câți bani am. Și cauți și calculez. Atât, atât. Hai, mă, încoace. Da, mamă. Ține 50 de lei. De ce? Pentru că știu să stăruiască. Pentru că știu să se roage. Ei bine, așa ar trebui să fim și noi, ca niște copilași. În prezența lui Dumnezeu să cerem, să cerem, să cerem, să cerem, până când Dumnezeu ne dă, până când Dumnezeu ne răspunde. Atâta să ne rugăm până când Dumnezeu răspunde. Că de multe ori Dumnezeu, că Dumnezeu a transferat în noi inima de tată și inima de mamă. Adică noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui. De multe ori, parcă și El acționează la fel. Doamne, dă-mi aia! Doamne, te rog, fă-mi aia! Doamne, te rog, ia aminte la aia! Și parcă de multe ori Dumnezeu zice nu! Și tu? No, gata, nu! Nu, mă! Doamne, dar te rog, am nevoie, te rog, te rog! Credeți că nu-L bucură pe Dumnezeu lucrurile astea? Să-L vadă pe un om care stăruie? Un om care strigă, te rog, te rog, Doamne! Pentru că în momentul în care tu strigi, în momentul în care tu splești genunchii, tu, de fapt, declari dependența ta față de Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos a zis, auziți, într-o localitate era o femeie. Și în localitatea unde era femeia, era un împărat care nu se temea de Dumnezeu. N-avea nicio treabă cu biserica. Era un împărat mândru, era un împărat puternic. Era un împărat fără frică de oameni, nu se rușina de oameni. Dar zice Iisus, femeia într-o zi a pățit o nedreptate. Și s-a dus înaintea împăratului. Și când a primit-o împăratul, i-a zis, ofu inimii mei, jos împărate, fă-mi dreptate, te rog! Uite, așa, 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 împăratul, bine, pleacă, pleacă, pleacă. Ce s-a întâmplat cu cazul ăsta? Ce? Lasă-mă, dați-i pace, zice. Acum, ca așa, asta avem multe. Numai că nu știu împăratul un lucru. Că femeia asta era o femeie stăruitoare. Și când și-a luat împăratul caleașca și să plece în altă localitate, femeia fugea după caleașcă. Fă-mi dreptate, împărate! Iar rima asta, mă. Luați-o de aici, și-au luat-o. La cină, noaptea, împăratul, liniște, lumânări, lumini ambientale. Femeia când vedea că s-aprinde becul în bucătărie la împărat, acolo striga de la port. Împărate, fă-mi dreptate! Ia, închide geamul. Primea împăratul tot felul de vizite oficiale, covor roșu. În împărăția ta vine cu tare împăratul nu știu care. Femeia din mulțime. Păi nu-ți trebuie un lucru să strige cineva toată parada aia decât o femeie care să strige împărate, fă-mi dreptate! A zis Iisus așa. Adevărat, adevărat vă spun. Chiar dacă de Dumnezeu nu se teme, chiar dacă de oameni nu se rușinează, vine o zi în care împăratul ăsta se va ridica de pe tron și va zice faceți-mă dreptate la femeia asta. Să scapă dată de ea. Și zice Biblia, Iisus le-a dat pilda asta ca să-i învețe că trebuie să se roage neîncetat. Ca un copil care te tot trage de haină. Dăm, 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 dăm. Până la urmă îi dai numai să te lase. Așa trebuie să fim și noi, ca niște copilași. Trebuie să cerem, pentru că spune, așa a zis Iisus, cereți și ce se va întâmpla? Și vi se va da. Dar cum să ceri? Să ceri, frate. Trebuie să ceri și vei primi. Și când primești, ce să faci? Ce să faci când primești? Te bucuri?
Să bucură copiii sau să supără când primesc? La cum suntem noi când primim? Suntem copilași sau suntem maturi? Uitați-vă la un copil când primește ceva. Doamne ferește că nu mai e cap de el. Ce bucurie toată casa. Cum s-aud ușile. Fuge, aleargă. N-are nicio treabă. Bucuros că o primit. Noi când primim? Noi în fiecare zi primim binecuvântări de la Dumnezeu și oameni buni. Nu vreau să fiu acum... Eu vă spun și dreptul meu. Parcă așa de mult m-am obișnuit cu ele, încât rar mai spun mulțumesc. Încât rar mă uit spre cer cu bucurie, să zic, Doamne, ăsta ai fost Tu, Doamne. Rar. Rar. Și să-mi fie rușine. Ar trebui să ne bucurăm mai mult de ceea ce ne dă Dumnezeu în fiecare zi. Ar trebui să fim niște oameni mai bucuroși, pentru că Dumnezeu în fiecare zi ne binecuvântează. În fiecare zi își deschide mâna. Și noi venim în cortul lui, mergem la biserică și de multe ori, așa cum am mai zis, stăm muți, nu ne deschidem gura, nu avem putere să deschidem gura, nu mai știm ce să zicem când ar trebui să lăudăm pe acest Dumnezeu care în fiecare zi ne poartă de grijă. Nu v-am mai spus asta, dar vă spun acum. În vacanța de vară, când mergeam în copilărie la bunica mea, în graj, acolo unde avea calul și vaca, avea un cuib de rândunici. Și fiind copil, eram înnebunit să stau acolo să mă uit la cuib, să văd pui. Și mi-aduc aminte că din când în când, în timpul zilei, în grajd, acolo, se făcea o gălăgie fantastică, erau 3 pui. Se făcea o gălăgie extraordinară, ăia 3 pui. Dar dacă mergeai și stăteai acolo o oră întreagă, nimeni nu-i auzea, nu știai că sunt acolo. Dar din când în când începeau să ciripească pui atât de tare și nu înțelegeam. Și mergeam să-i spun la bunica mea, buni, de ce strigă, de ce țipă, de ce așa? Și îmi zicea, ieși de acolo, ieși de acolo. Și mă trăgea de acolo din graj și ei țipau pentru că ei auzeau că vine mama și știau că vine cu hrană. Și ei țipau, ciripeau pentru că o simțeau, de la depărtare, o simțeau că vine mama. Și făceau gălăgie acolo în cuib. Și au trecut 30 de ani, 25 de ani, să-mi dau seama că de fapt așa trebuie să fim și noi. În cuibul ăsta, nu aici numai, și în biserici, în cuib, niciodată nu vine tata cu mâna goală. Tot timpul când se coboară, se coboară cu binecuvântări. Și tot timpul când vorbește, el vorbește. Și tot timpul el când vine, noi ar trebui să, nu să ciripim, ar trebui să strigăm, pentru că laudele ar trebui să fie pe buzele noastre. Și ar trebui să ne deschidem gura larg, să spunem ce mare Dumnezeu avem. Nu ar trebui să fim tot timpul împinși de la spate, nu ar trebui să așteptăm îndemnuri, nu ar trebui să așteptăm predici, nu! Pentru că ceea ce a făcut Dumnezeu în viețile noastre, ar trebui să adune noi un pachet de laude. Și în momentul în care venim în prezența celui ce ne-a binecuvântat, nu trebuie să mă tragă nimeni de mânecă să zică strigă, nu trebuie să mă împingă nimeni de la spate să zică strigă, ci în momentul în care vin în prezența celui care m-a binecuvântat de 20, 30, 40, 50, 60 de ani, ar trebui să-mi deschid singur gura. Și să-L laud, pentru că e singurul care merită toată cinstea și lauda, oameni buni. E singurul. Dar asta înseamnă să fii ca un copilaș. Care în momentul care îi primești, atunci să te bucuri. În seara asta, Doamne, fă-ne ca noi și copilaș. Vrem să vedem împărăția Ta în seara asta. În locul acesta vrem să te simțim pe Tine prezent, Doamne. În locul acesta poate în cuibul vieții noastre nu mai e bucurie, poate e gol. Poate nu mai avem hrană de ani de zile. Dar vreau în seara asta, Doamne Dumnezeule, să-mi deschid gura, pentru că știu că Tu ești Dumnezeu care te cobori. Am o pocăință nenorocită. Am o viață nenorocită. Nu mai ești ce-am fost. Dar știu un lucru și asta îmi dă putere. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și în seara asta vreau să ne deschidem gura larg, să strigăm, pentru că Dumnezeu aude. Și un Dumnezeu care se coboară în mijlocul laudelor. Ăsta e Dumnezeul nostru, oameni buni. Știți ce mai îmi place la copii, ce fac ei? Atunci când cade un copil. Oameni buni, atunci când cade un copil,
Știți care e primul lucru care îl face? Se ridică repede. Și dacă e lovit, îi sânge pe picior. Știi ce face așa cu piciorul? Dar se duce la mama, se duce la tata. Nu stă acolo. Asta trebuie să facem noi, oameni. Că de multe ori ne trântește diavolul. Și de multe ori ne trântim noi, unii pe alții. Să nu stăm acolo. Mulți nu sunt astăzi aici. Și mulți ar trebui să ocupe locul ăsta, dar nu le ocupă. Știți de ce? Pentru că au căzut și au rămas acolo. Dar așa cum poți, cu ultimele puteri, oriunde ești, în orice stare ai ajuns, ridică-te. Du-te spre tata. E o seară în care tata e aici. Hanul e pregătit. Hagiul e aici. Unde lemnul e aici. Vindecarea e aici. Au cântat frații. Astăzi știu că Dumnezeu. Astăzi cred că Dumnezeu. Astăzi vreau să-L văd pe Dumnezeu care vindecă, care ridică, care eliberează. Dar vrea Dumnezeu să te vadă că te ridici de acolo. Nu te mai poți ridica. Frate, nu mai poți ridica de prea mulți ani. Omule, târăște-te. Târâși, dar nu te lăsa. Nu rămâne acolo. Târâși. Înaintează. Avem un Dumnezeu care vine. Avem un Dumnezeu care vine, oameni buni. Avem un Dumnezeu care ridică. Dar tu trebuie de acolo, din mocirul ăla, să te ridici, să vrei să te ridici. Vă aduceți aminte de Petru? A stat Iisus cu ei la masă. Cu copiii. Că Iisus tot timpul i-a numit copii. Copii. Copilașilor. Copii. Pentru că a vrut să vadă în ei niște copii. N-a vrut să se ia la harță unul cu altul. Și dacă își mai puneau piedică unul altul, copiii să iartă repede, să iubesc repede înapoi. I-a văzut tot timpul ca niște copii. Și a stat la masă cu ei și a împărțit pâinea, pentru că Iisus a fost pilda copilului. Și a împărțit pâinea cu ei și a zis, așa să faceți și voi. Ori de câte ori aveți ocazia să împărțiți tot ce aveți. Împărțiți între voi. Nu trebuie să rabde nimeni foame. Toți trebuie să fim o familie unită. Toți suntem un trup. Nu rabdă mâna foame dacă mănâncă gura. Dacă gura mănâncă și pâine și mâna hrănită. Toți trebuie să ne hrănim. Și Iisus a mâncat pâinea cu ei. Și a zis, am o durere în suflet. Care-i durerea? Acum suntem sătui, avem de toate, suntem bine. Care-i durerea? Nu, a zis Iisus. Care-i durerea? Că noaptea asta, toți, că noi zicem numai de Iuda. Iuda, vânzătorul. Dar Iisus a uitat și spre ea pocăiți, care s-au crezut foarte pocăiți. Și a zis, în noaptea asta, toți mă veți vinde. Toți veți găsi un prilej de potignire. Toți vă veți lepăda. Și știți ce a făcut Petru? A zis, hai mă un pic aici. Auzi, eu nu știu cât de bine îi știi tu pe ăștia de la masă. Dar pe mine se vede că nu mă cunoști. Păi eu să mă leapă după toate minunile pe care le-am văzut? Eu să mai cad după toată pocăința mea? Eu să mai cad după ce l-ai înviat pe Lazar? Tu crezi că eu mă mai tem de moarte? După ce ai înviat-o pe fetița lui Iair, tu crezi că mă mai tem de moarte? În fața ta, Iisus, este un martir! Eu nu mă tem de moarte! Eu noaptea asta, dacă trăie, mă duc la moarte. Ascultă-mă ce spun. Și s-a uitat Iisus la el și a zis, Petre, să o spun numai ție, să n-audă ăștia. Ca pe ăștia, dacă audă ăștia, nu te uită. Nu va cânta cocoșul. Și te vei lepăda de mine, nu odată. Că dacă ai fi odată, poate nu s-o înțeles bine, poate ai scăpat-o vorba aia. De trei ori. Eu? Tu. Hai la masă. Și noaptea aceea, Iisus Hristos este prins. În noaptea aceea, Hristos este luat din mijlocul ucenicilor din grădina Ghețiman, noaptea. Luat și dus și judecat pe nedrept. Și este găsit vinovat. Pentru că s-a crezut și a mărturisit despre el că e Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, aceasta este o hulă! Omul acesta trebuie să moară după legea noastră!
și l-au condamnat la moarte. Și l-au scos din templu și l-au dus prin curtea templului. Și Petru stătea la foc și se încălzea la foc și aștepta știri. Că așa suntem noi. Hai să recunoaștem. Când un frate de-a nostru e în probleme, când un frate de-a nostru e căzut, când un frate de-a nostru e cu tare, când se știe un filmuleț despre el, când apare o poză cu el, cu o sticlă, cu o țigară, cu ceva, toți așteptăm știri. Toți. Nu-i unul care să meargă să bată la ușă să zică sunt alături de tine. Nu! Toți așteptăm știri. Și Petru aștepta știri. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și era la foc acolo și oamenii se încălzeau. Și la foc acolo era o slujnică, o femeie. Și niciodată în viața voastră cât trăiți, să nu vă puneți cu privirea unei femei. Că așa cum vede femeia, nu o să vedem noi niciodată. Veci pururi, amin. Nu există. Când se uită ea, își spune câte luni are, își spune cât poartă la picior, își spune ce înălțime are, își spune dacă e vopsită sau nu e vopsită, își spune dacă e natural sau nu natural, aia sau aia, tot! Noi de multe ori, pentru că noi nu suntem așa. Noi nu observăm lucrurile alea. Că de multe ori mă duc în casă la câte un prieten la care m-am dus de 20 de ori. E bine, dacă ai lângă tine o femeie, știi ce zice femeia? Ai de mine, zice. Ce? Mă, dar de unde ai adus piatra asta? A, păi zice, o avem de 20 de ani, am adus-o din Israel. Și eu mă uit și n-am văzut. Am trecut de 20 de ori lângă ea și n-am văzut. Pentru că ea le văd altfel. Și ea le țin minte. Nu mai vezi că spune, vezi că astăzi e ziua lucutare. Cum îi cheamă pe copiii lucutare? Mihai și Florin. Kevin și Larisa. Tu nici nu știi câți copii are, ea știe și câți are și cum îi cheamă. Și când e data nașterii, pentru că ele au așa o chestie dată la Dumnezeu. Ei bine, la focul ăsta, erau Petru cu niște oameni și era o femeie. Și femeia se uită așa la, când vede para focului și se uită la Petru. Petru nu se uita la ea, Petru se uita spre templu. Oare acum ar trebui să iasă, zice. Se aude hărmălaie mare, zice, acum ar trebui să iasă ceva. Femeia nici nu se mai uita la foc, se uita la Petru. Și dă-mă un lemn aici. Și ia un lemn și mai bag un lemn pe foc. Și se face flacăra mai mare. Opa, zice, eu te știu pe tine. Pe mine? Ce ai, femeie? Eu te știu pe tine, zice. Și tu ai fost cu Galilean. Băi, femeie, vezi de treaba ta. Ești o slujnică. Nu ai voie să vorbești. Numai femeia când știe, păi știe. Mă, și tu ai fost cu Galilean. Și zice Petru, ce Galilean vorbești, femeie, ești nebună? Nu cunosc niciun Galilean. Ba da, pe Iisus Hristos, tu ai fost cu El. Nu-L cunosc pe Iisus, femeie, ești nebună. Și femeia îl prinde de cămașă, că o femeie când știe, știe. Îl prinde de cămașă și zice, mă, și vorba te dă de gol, și îmbrăcămintea te dă de gol. Tu ai fost cu Galileanul. Și Petru, când o prinde pe femeia asta să o împingă, strigă tare, nu-l cunosc, nu știu cine îi, habar n-am ce vorbești. Dar în momentul acela știi ce se întâmplă? În curte. Uitați cum e culoarul ăsta, Jean. Să faci un culoar în mulțimea aia de curioși. Să faci un culoar în care Petru îi de gât cu femeia aia să o împingă și Iisus e legat în lanțul și târât. Și în momentul acela, Hristos îi prinde privirea lui Petru. Și când Petru strigă, nu-l cunosc! Se uită și vede privirea lui Hristos. Spune Biblia, Iisus s-a uitat țintă la Petru. Și atunci, atunci, nu când o cânta cocoșul, oameni buni, cântă cocoșul râmnicelul și în bărbulești și în bistrița de 2000 de ani, eventual îl omoară oamenii pe cocoș, nu se bucurește nimeni. Eu n-am auzit pe nimeni să zică, cum te-ai bucurat? Bă, au cântat un cocoș și m-am bucurat. Atunci, zice Biblia, și-a adus Petru aminte de vorba pe care i-a spus-o Iisus. S-a smuls, a fugit și ce-a făcut Petru? A plâns cu amar. Asta a fost salvarea lui Petru. A plâns cu amar.
Pentru momentul ăla putea să rămână acolo, pentru momentul ăla putea să meargă să-și vadă de viața lui, dar Petru a plâns cu amar. Pentru că a știut că există un Dumnezeu care iartă. Petru a fost ca un copil, în momentul în care s-a lovit, a plâns, să audă tata. Petru, în momentul în care a fost lovit și trântit la pământ, Petru a strigat tare și a plâns cu amar. Să-l audă tata, să audă mama, să iasă cineva în ajutor. Că dacă nu poate să vină, măcar strigă. Că avem un tată și o mamă care ies și vine înaintea lui. Petru a strigat cu amar, m-am lepădat, nu sunt vrednic, iartă-mă! Și Dumnezeu a văzut lucrul ăsta. A văzut lucrul ăsta. Pentru că în momentul în care Iisus Hristos a înviat, ne spune Biblia așa de frumos, un înger stătea la groapă, unde a fost, la mormânt. Și când au venit femeile, a zis îngerul, pe cine căutați? Îl căutăm pe Iisus Hristos. Vrem să-L îmbălsămăm, vrem să-I schimbăm, așa, vrem să-L facem, să mai dăm cu parfum. Și a zis îngerul, de ce îl căutați pe cel viu, pe cei morți? Nu e aici, e gol. Intrați să vedeți. Și femeile s-au speriat. Și a zis îngerul, mergeți! Pentru că Iisus vrea să se înfățișeze înaintea ucenicilor în Galileea. Merge și spuneți ucenicilor vestea asta bună, Iisus Hristos a înviat, e viu! Și femeile au vrut să fugă. Dar îngerul parcă a uitat. Și dintr-o dată zice, stați! Stop! Și s-a oprit femeile. Și zice îngerul, spuneți-i și lui Petru că Iisus vrea să stea de vorbă cu el. Și s-au dus femeile. Unde erau ucenicii? Pe Marea Tiberiade, la pești. S-au întors la vechile obiceiuri. Și vin femeile. Petre! Ioane! Haideți repede! Haideți repede la țărm! Și au venit pescarii noștri la țărm. Și când au ajuns la țărm, femeile zice, Petre! Da! Iisus e viu! Ce mormântul lui e gol! Acum venim de acolo! Voi vorbiți serios? Da! Uite, zice, am intrat tremur! Mormântul e gol, Petre! Un înger s-a arătat și a zis, Iisus e viu, dați vestea asta ucenicilor! Și au zis acum. Și au zis așa, în mod special, vreau să aud de lucrul ăsta, Petru. Petru. Credeți că s-a bucurat Petru când a auzit lucrul ăsta? Eu zic că nu. Părerea mea, eu zic că nu. Hai să vă spun un lucru care îl gândesc eu. Dacă vine aici în Râmnicelul și tu te apuci să vorbești cu Marian tot felul de lucruri despre mine și să mă faci praf și cu tare, și cu tare, și cu tare, cuvinte pe care... Așa. Și el să mă sune și să zică, bă, am mesaj, am și mesajele cu el, am tot, uite așa, așa, uite, ce părere are omul ăsta despre tine. Eu o să vin în Râmnicelul și să te sun. Și tu ne ieșind un numărul, alo. Uite, sunt cu tare, cu tare, da. Vreau să ne întâlnim, să avem o discuție, noi doi. Cum ai venit la discuție? O, slavă Domnului, frate! Și eu aștept să ne vedem să vorbim, nu? Poate mi-ai venit cu vreo 2-3. Hai mă să văd ce vrea ăsta, mă, omule, mă. Am auzit că a aflat. Am auzit că știe ce am vorbit. Hai să vedem ce vrea omul ăsta. Hai dați cu mine, ajutați-mă, că cine știe ce iesă? Păi mă, când zice Iisus... În mod special cu tine vreau să vorbesc, care te-ai lepădat, pe care ți-am spus că o să te lepădai. Nu, ți-am spus. Cu tine vreau să vorbesc. Cum a venit Petru la întâlnirea aia? Cum a stat toți în odaia de sus? Cum stătea Petru în odaia de sus? Ușile închise. Mai închis bine ușa? Da. Zice Petru, măcar l-aud când bate la ușă. Măcar am timp să mă pregătesc. Numai că dintr-o dată cu ușile închise, cu ferestrele închise, Hristos în mijlocul lor. Pace vor! Și toți tresar.
Iisuse, Tu ești, ai înviat! E adevărat, v-am spus! N-ați crezut, v-am spus! Dă să văd! Mâinile! Uite mâinile elui! Coasta, dă să... Coasta extra! Uite la picioare, găuri! E Mântuitorul, e Iisus! Petru stătea aici. Știți ce mă gândesc eu că se gândea Petru? Dacă Iisus nu învia, ascultați-mă acum ce vă spun. Dacă Iisus nu învia, nimeni nu știa niciodată că m-am lepădat. Că El e singurul care mi-a zis, vezi, vezi. Și slujnica aia, ce? Nici nu știa numele. Au zis, bă, te știu, ai fost cu... Nu știa cine. Dacă El nu învia, astăzi aveam dosarul curat. N-aveam dosar penal. N-aveam o pată pe dosar. Nu mă știa nimeni de Petru lepădatul. Mă știa de Petru care în grădina Ghețimana lua sabia. Dar nici într-un caz de lepădat. Și Petru stătea aici. Și Iisus trece pe la fiecare. Și se oprește față în față cu Petru. Nu, gândiți-vă dacă erau doi oameni maturi acolo. Dacă Iisus și cu Petru erau ca și noi doi. Știți ce făcea Iisus lui Petru? Cum facem noi? Petre! Petre! Vreau să audă toți! Băi! S-o fă rușine, mă! Bă, când ți-am zis eu, mă! Mă, nu ți-am zis! Mă, zi! Ți-am zis sau nu ți-am zis? Și Petru zicea, mi-a zis. Ai văzut? Ați auzit? Te-ai lepădat? Te-ai lepădat, frate! Ce să-ți mai fac? Și știi ce s-a întâmplat cu Petru? Îl găseai lângă Iuda. Spânzurat. Pentru că cu limba tu dai viață sau omori. Doar că de data asta față în față cu Petru stătea cel care la un moment dat a scos un copil și a zis trebuie să vă primiți unii pe alții ca niște copilași. Vă mai împungeți. Vă mai puneți piedică. Vă mai spuneți vorbe grele. Iertați-vă. Că și copiii își ia mingea, gata, nu mai joc, mă duc acasă. Și hai mă joc, bă, te rog, hai, nu mai mă, că uite, mă zis așa, hai mă, că nu știu, și vine. Du-te mă, spune că-ți pare rău. Mă, iartă-mă, zice, că am fost nervos. No, bine, dar să nu mai duce, da? Și începe iară meciul. De ce? Pentru că-s copii. Dar noi suntem maturi. Noi ducem o vorbă 20 de ani. Noi ne ducem în iad cu o vorbă care nu sunt cineva și nu mai putem vedea pe fratele ăla. Dar nu Iisus. Iisus față în față cu Petru. Și Petre? Da. Nu așa, da. Petre? Uite-te în ochii mei. Da, Doamne. Tu mă vezi? Eu sunt viu. Te văd. Știu că ești viu. Știu că ești Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că în seara aia și zice Iisus, lasă seara. Eu vreau să te întreb ceva. Întreabă-mă ce vrei. Petre, tu mă iubești pe mine, mă? Și se uită Petru aia și zice, Doamne, Doamne, dacă îmi dădea o palmă, eram cel mai fericit om. O meritam. Ce întrebare asta? Normal că te iubesc. Petre, te mai întreb ceva. Ador. Zi, Doamne, orice. Vede, Tu chiar mă iubești pe mine? Te iubesc, Doamne, mai mult ca orice. Și atunci a zis Iisus, în seara mai tras Tu deoparte. Acum în seara asta te trag eu deoparte. Hai încoace. Hai încoace. Mă iubești Tu pe mine mai mult decât ceilalți? Și a zis Petru, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ai zis că vei muri, n-a crezut nimeni, ai murit. Ai zis că vei învia, n-a crezut nimeni, ești viu. Ai zis că o să mă leapă, n-a crezut nimeni, nici eu, m-am lepădat. Tu le știi pe toate. Tu dacă mă întrebi, mă iubești. Tu știi că în inima mea există un foc puternic și eu te iubesc din toată ființa mea. Așa cum sunt eu, Petru lepădatul, dar eu te iubesc cu tot ce sunt. Și Iisus,
Pentru că a luat atunci caracterul copilașului care iartă. A zis, Petre, te-am iertat. Și pe tine vreau să zidesc biserica. În seara asta suntem în locul acesta și Hristos e prezent aici. Cel mai mare har. Ce frumos ar fi să ne iubim cu adevărat. Ce frumos ar fi să fim ca niște copii. Care în momentul în care vrem să ne luăm mingea, să mergem spre casă și fratele nostru zice, iartă-mă, să te întorci. Să nu le ducem după noi ani de zile. Să nu punem la suflet toate lucrurile. Să băgăm mâna și să împărțim. Atunci, Iisus când va scoate în mijlocul bisericii un copil și va zice, dacă nu vă veți face ca acest copilaș cu niciun chip, tu să te regăsești în el. Uitați-vă când mergeți acasă la copilașii voștri. Câtă răutate vezi în ei. Cât îți vorbesc ei ție despre păstor. Cât îți bârfesc ei ție despre alte familii. Cât țin ei ură pe alții. Cum urzesc ei planuri rele să zică, uai ce-i fac eu când îl prind. Singura lor bucurie e să fie cu prietenul. Și aia care l-a supărat, să fie toți acolo. Hai să fim și noi așa oameni. Să fim ca niște copilași. Pentru că Iisus Hristos e fratele nostru. Și El ne-a învățat să fim așa. El ne-a iertat. El ne-a învățat ce înseamnă dragostea. El ne-a învățat ce înseamnă să împarți. Pentru că cel mai mare dar care s-a dat omenirii n-a fost pâinea de la cina cea de taină. A fost trupul și sângele lui Iisus. Care s-au dat pentru noi, s-au împărțit pentru noi. Ca noi astăzi să venim și să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Acum sute de ani nu era nimic aici. Nu se gândea nimeni că o să fie un corp, nu se gândea nimeni că o să fie oameni care să judice mâine spre cer, să strige, glorie ție, Doamne, nu. Dar sângele mielului are putere și astăzi. Trupul lui Hristos are putere și astăzi. Iisus mântuie și astăzi. Și în această seară, în locul acesta, Hristos este prezent. Doar că de data asta, Hristos nu mai e prezent ca un copilaș. Hristos s-a dus la Tatăl ca un copilaș. Curat, neprihănit, fără pată, fără zbârcitură, cum sunt copiii? Doar că Tatăl l-a învredigit și a dat toată cinstea și toată slava și toată puterea. De aceea Hristos când a înviat s-a uitat la ucenici și a zis, de astăzi înainte, cereți orice veți vrea în numele meu. Și veți primi, pentru că mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Așa că în seara asta noi suntem aici, în prezența lui Dumnezeu, care e un Dumnezeu puternic. Nu știu cum ai venit aici. Nu știu starea ta care e. Dar avem un Dumnezeu care știe. Și în seara asta Dumnezeu nu-i coborât aici să judece. Hristos este prezent în locul nostru să ridice. Hristos este prezent aici să mântuie. Hristos este prezent aici să ierte. Hristos încă e în căutarea oamenilor. Încă e un Dumnezeu care caută părtășia cu omul. Încă e un Dumnezeu care te caută. Dacă nu te găsește la locul tău de strajă, te caută. Pentru că e un Dumnezeu care e lucrător împreună cu omul. Când va veni El, toate se vor sfârși. Dar încă Dumnezeu lucrează prin oameni și cu oameni. De aceea în seara asta tu ești aici în cortul acesta. Pentru că Dumnezeu te-a căutat, te-a găsit și te-a adus aici să-ți vorbească. Asta face Dumnezeu. Iubește părtășia cu omul. Dar în același timp, are o durere când tu nu ești acolo, când eu nu sunt acolo. Dar în seara asta suntem aici. În seara asta Dumnezeu a vorbit, în seara asta Dumnezeu a cercetat și în seara asta va trebui să-i strigăm laude lui Dumnezeu. Oameni buni, în grădina Eden, când Adam a păcătuit, știți că Adam s-a ascuns? Dar știți ce îmi place cel mai mult? Zice Biblia, se coboară Dumnezeu. Și se coboară Dumnezeu în locul unde vorbea cu Adam. Și se uită Dumnezeu și nu-l găsește pe Adam. Și știți ce strigă Dumnezeu? Unde ești? Adame!
pentru că vreau să fie aici lângă mine. Unde te-ai dus? Locul tău nu e acolo, locul tău e lângă mine. Unde ești? În seara asta Hristos e aici. Unde ești? Tu și cu mine. Știm cel mai bine unde suntem. Nici nevasta, nici copiii, nici comitetul, nici păstorii. Noi știm cel mai bine unde suntem. Dar în seara asta trebuie să știm un lucru. Hristos e aici. Și dacă Hristos e aici, haideți să ne întoarcem cu toată dragostea spre El. Cu toată dragostea. Uitându-ne unii în ochii celuilalt ca niște copilași. Văzându-ne mai mici ca și cei de lângă noi. Văzându-ne mai slab ca și cei de lângă noi. Noi am început să ne vedem mai tari ca cei de lângă noi. Am început să ne vedem mai mari ca cei de lângă noi. Dar nu, noi trebuie să ne vedem tot mai mici, tot mai mici. Și să crească Hristos tot mai mare în viețile noastre. Cu cât suntem mai mici, cu atâta El mai mare. Asta a învățat-o Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie. A zis Ioan Botezătorul, a venit momentul eu să mă micșorez și în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, dar acela trebuie să crească și numele Lui e Iisus Hristos. Și în seara asta Iisus e aici. Nu știu, chiar nu știu. Și dacă aș ști, n-aș putea să fac absolut nimic pentru voi. Dar vă spun un lucru. Eu am multe. Multe lucruri de care Dumnezeu trebuie să mă scape. Am multe rugăciuni în care mă rog și Dumnezeu vreau să asculte. Și poate în seara asta Dumnezeu va da răspuns. Poate în seara asta Dumnezeu va răspunde ție. Poate în seara asta Dumnezeu va răsfoi cărțile de aducere aminte. Și va ajunge la numele tău, Vasile. Și va fi binevoitor și în seara asta va trimite un înger care va iscăli o semnătură a biruinței. Și în seara asta te vei întoarce acasă lăudând pe Dumnezeu, că e un Dumnezeu care ia aminte. E un Dumnezeu care se coboară și care răspunde. S-ar putea să fie seara biruinței tale, s-ar putea să fie seara biruinței mele, s-ar putea să fie seara biruinței noastre. Nu știu, dar știu un lucru. Domnul este prezent aici. Așa că în seara asta merită să mergem înainte lui Dumnezeu cu strigăte. Pentru că atunci când în poporul Israel se cobora Dumnezeu, se auzea o gălăgie fantastică. Pentru că în mijlocul lui Israel nu se cobora un foc mistuitor. În mijlocul lui Israel nu se cobora un stâlp de foc. În mijlocul lui Israel nu se cobora un alt fel de Dumnezeu decât singurul Dumnezeu viu și lucrător, Iisus Hristos Domnul. Și când se cobora Iisus, oamenii strigau cu toată puterea, pentru că era singurul Dumnezeu viu. Și în seara asta acest Dumnezeu e aici. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Și în momentele care urmează, acolo unde ești, acolo unde ești, dacă vrei, ascultați-mă, dacă vrei în seara asta să devii un copilaș, dacă vrei în seara asta să-ți lași răutatea aici în cort, dacă vrei în seara asta să-ți lași bârfa în cort, dacă vrei în seara asta să-L lași la picioarele Domnului mânia, dacă vrei în seara asta să-L lași la picioarele Domnului supărările, dacă vrei în seara asta să-L lași la picioarele Domnului rănile care le ai, în seara asta, așa cum ești, dacă ești acolo și vrei să strigi către Tata, vrei să strigi către Tata să te audă, că e un Dumnezeu care stă în pragul casei, nu stă în casă câtă vreme tu nu ești în casă. Poate ai căzut între tâlhari, poate ești căzut undeva pe un drum străin, poate nu mai știi drumul către casă, poate nu mai știi drumul către pocăință, poate nu mai știi drumul către Biblie, poate nu mai știi drumul către adunare, poate nu mai știi drumul către Golgota, poate nu mai știi drumul către Ghețimani, poate nu mai știi drumul către părtășie, poate te-ai rătăcit. În seara asta El care-i calea, El care-i adevărul, El care-i viața, e prezent aici în Râmnicianu și în seara asta îți iese El în întâmpinare. Nu-i nevoie să te îndrepti spre El. De acolo de unde ești strigă, de acolo de unde ești strigă, de acolo de unde ești cheamă-L. Strigă, Iisuse, sunt rănit, Iisuse, sunt între tâlhari. Samariteanule milos, Samariteanule milos, ia-mă și tu mă la har în seara asta. Aici se prezent Iisus. Așa că acolo unde ești, în momentele astea, vreau prin Duhul Sfânt, care știu că e viu și lucrător, și care nu e o putere, e Dumnezeu, Duhul Sfânt care e aici, Duhul Sfânt care umplea templul în vechime, de nu mai puteau să țină
preoții în slujbă, Duhul Sfânt care a preaumbrit-o pe Maria, Duhul Sfânt care se coborâ peste David, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care s-a coborât peste Simeon, Duhul Sfânt care s-a coborât la Iordan când Iisus a intrat în apă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent în seara asta aici și acest Duh Sfânt stă în fața ta, omule! Acest Duh Sfânt care trece dincolo de haină, dincolo de carne, intră până în cele mai adânci locuri ale vieții tale, intră în trecutul tău, intră în vorbele tale, intră în întunericul vieții tale și acest Duh Sfânt în această seară vrea să facă lumină. Acest Duh Sfânt în seara asta este față în față, nu cu biserica, cu tine. Cu tine. Știi de ce știu lucrul ăsta? Pentru că atunci Iisus, dacă în biserică vor fi 999 de pocăiți, dar într-un colț vor fi 100, care nu sunt cum trebuie. A zis Iisus, mă voi muta din partea aia și voi trece printre rânduri la fiecare. Pentru că nu vă voi lăsa orfani, ci voi veți primi o putere, un mângâietor. Duhul adevărului. Auziți? Duhul adevărului. Așa că în seara asta n-are rost să te minți pe tine. Că pe el nu-l minți, n-are rost să te minți pe tine. Aici este Duhul adevărului. Și vrem să facem o rugăciune în fața acestui Duh al adevărului. Și în seara asta, dacă nu ești pucăit cum trebuie, dacă n-ai viața cum trebuie, și aici ridic mâna. Pentru că îl simt pe Duhul adevărului aici. În seara asta am nevoie de El. În seara asta am nevoie de puterea Lui. În seara asta vreau ca puterea celui preanalt să preumbrească pe fiecare. Puterea Duhului Sfânt să intre în fiecare. Și în această seară să strigi că ești mai mult decât biruitor în singurul nume dat oamenilor, în numele lui Iisus Hristos, care n-a pierdut nicio bătălie și în fața căruia toate duhurile au căzut în leșin, în fața căruia moartea s-a declarat învinsă, în fața căruia oamenii s-au smerit, în fața lui Iisus Hristos. Regele regilor, mielul lui Dumnezeu, crinul din vale, trandafirul din Saron, leul din Iuda, eliberatorul, vindecătorul, stânca de viacuri, Iisus, lumina lumii, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, vindecătorul de cancer, vindecătorul de diabet, vindecătorul de leucemie, vindecătorul de paralizie, vindecătorul de lepră, cel care ridică păcatul lumii întregi, mielul lui Dumnezeu. Sfântul lui Israel, cel din tâi și cel de pe urmă, rădăcina lui David. Iisus. Iisus. Cel mai frumos nume dat oamenilor. Când spui Moise, spui lege. Când spui Avram, spui credință. Când spui David, spui rege. Când spui Solomon, spui slavă. Când spui Iosif, spui cârmuitor. Când spui Daniel, spui credincios. Când spui Pavel, spui apostol. A când zici Iisus? Când zici Iisus? Iisus!
Iisus! Iisuse! S-audă cerul! S-audă locuința morților! S-audă cei întemnițați! S-audă cei liberi! S-audă puterele întunericului! S-audă arhanghelii, s-audă serafimii, heruvimii, s-audă cetile de îngeri, s-audă Dumnezeu, s-audă Duhul Sfânt, Iisus, 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 ce nume minunat, Iisus, ce nume glorios, Iisus, cel care mântuie, Iisus, Salvatorul lumii! Iisus! Iisus! În această seară, strigă către Iisus! Strigă-L în seara asta! Nu vreau în seara asta să ieși aici în față, ci în seara asta vreau să-L chemi acolo de ești. Pentru că Iisus vine! De atâtea ori l-ai chemat și a venit. Nu l-a împiedicat păcatele tale, nu l-a împiedicat viața ta, nu l-a împiedicat gândurile tale, pentru că e un Hristos care vine cu sânge nevinovat și gata să toarne sângele lui peste viața ta și în seara asta e gata să-ți ia haine noi. Așa cum o mamă își îmbracă copilul, așa cum un tată își îmbracă copilul, în seara asta Iisus vrea să te îmbrace cu haine noi, plecând de locul acesta să pleci un om nou, o ființă nouă, o făptură nouă. Iisus, Iisus, îmbracă-ne, Iisus! Smulge-ne hainele vechi! Îmbracă-ne! 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 Aleluia!